Echipa de fotbal a Clubului Sportiv al Armatestea a început pregătirea pentru returul sezonului din Liga 4 pe unul dintre terenurile Complexului Sportiv din Ghencea, cu gândul la promovarea în Liga 3. Chiar dacă pentru moment nu există noutăți în lot, antrenorul Marius Lăcătuș își dorește întăriri până la începutul celui de-al doilea cantonament. Suntem încă în discuții cu jucători. Sper ca până la al doilea cantonament să finalizăm tot ceea ce ne-am propus și pe anumite posturi să mai completăm și să îmbunătățim din punct de vedere valoric lotul. Dacă obiectivul echipei rămâne obligatoriu promovarea, Lăcătuș consideră că diferența dintre Liga a 3 -a și Liga a 4 -a nu este chiar atât de mare. Nu cred că diferența este una mare. Au fost echipe cu care am reușit chiar să câștigăm, echipe care ne-au pus probleme. Asta știți cum e, depinde de fiecare serie cât de Multă calitate au echipele care se bat acolo pentru promovare. Vom încerca și în vară, din nou, să mai aducem jucători și să mai îmbunătățim locuri și să abordăm sezonul următor cu obiectiv clar promovarea în Liga 2. La finalul turului, Clubul Sportiv al Armatesteaua ocupă primul loc în clasamentul Ligia 4 din București cu un avans de 5 puncte față de următoarea clasată.